Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de CSGO Overwatch alături de Zedor Gatorul, care ne va ajuta să decidem dacă tipul acela are hex sau nu. Zedor Gator. FPS max 150 o să dau? Ok, dăm review. Ok, review. Ok. Și fii atent, pune titlul clickbait, pune. Și-a banat singur contul? Hai mă, tași, uite-te. Na, hai să vedem frățiorul dacă are hex sau nu. Frățiorul meu, hai nu, frățiorul, lăsai să-ți deschid și ăsta. Hai să vedem câte kill-uri are băiatul. A, 5, nu are 5 kill-uri, are 2 kill-uri, mă rog. Am avut și eu global lead. Ai de capul meu, coai. Ai, care și ăsta cel mai bunet. Are net de la NASA. O să și sub blocat în aer. Are de la NASA. Păi nu, dar ia să văd ce ping are. Păi chiar, l-am văzut, am... Deci am jucat azi un meci și aveau 2 de la ei din echipă ping 8. Vreodată am jucat un competitiv să moară familia mea, avea un ping 2. Wow. Ia uite, te-ai taci. Cred că să moară familia mea, cred că te-ai căsut să lucrezi la Valve. Avea serverul în casă, să-mi bapulă. Ia taci, 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 ia. Ia. Bă, stai paraletă, coaie. Sau fi grifat, o fi făcut ceva. Cum ar fi, frate, gen, să ai serverul de la CSGO în casă? Aia înseamnă pingul 0 sau 1. Ok. Mă rog, asta a fost destul de ciudat, dar cred că știa pe ăla, nu? Că n-a fost atent. Îl știa? Nu știu. Cred că îl știa. Nu știu, tu uite de acolo că eu... Nu testez setările pe care mi-ai dat. Ah, lol. Aș obusta prietenul, mă. El e prietenos, mă. Hai să vedem, se duce pe long. Ia, ce face băiatul? Un speed up aici, că... Ia. Eu joacă numai pe înainte, mă. Ia. Bă, dai paletă. Nu știu pentru ce v-o raporta, dar e paletă, coaie. Ai bine, paletă mă refer că joacă doar pe înainte. Poate își bagă hack-ul mai încolo, cine știe. Ia, are AWP acum. Ok, a dat un pic prin flash. Dar nu a fost chiar așa de mare prin fire. Ia. Rip. Hai să vedem. Yes. Na, dacă nu se abține și se uită acolo. Bă, s-ar putea să aibă wall, Zedo. Are wall. Are wall. Are wall. Fii atent, fii atent, îți mai dau o dată, tu uiți? Fent care all. Are all 100% cu AWP Phobos. Fii atent aici, care all. Bine, e 2 euro să dau, zic așa, care all. Hai. Băi, nu poți da înapoi la Overwatch? Bă. Nu merge. E. Așa, deci Fent stătea pe loc, pe long, fără să pună scope-ul și tipul ăla era în dreapta după cutie. Și după aia s-a dus înapoi și ăla fix când a ieșit de după cutie cu shift-ul, el s-a dus înapoi și l-a omorât. Așa, tag life. Tare. Da, te drec. Ia, ia. Bă, ești nebun. Nici nu l-a văzut pe ăla. Nu, are wall, are wall stă la asta. Te drec. Ia, ia, ha, ha! Ia uite-l că știi pe ăsta din spate. Doamne, cu aici nebun. Ce jegos, bă. Ai, că deja sigur de wall, nu știu dacă are și aim ea. A, o fi, avea aim. Ia, ia, ia. Deci ăla vine cu shift-ul, da? Deci ăla era cu shift-ul acolo, băieți. Deci nu venea el tare, el era cu shift-ul. Și-l știa. Doamne, cu aici. Ia, o dat timeout. Acum vezi că-și bagă rage cu ea. Uite, știe... Ia, ia. Ce prifare! Ai văzut? Ai văzut? Da, 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 am văzut. Zici mie că ăsta n-are wall cu aia. M-a înjurat unul când eram la partajare. Fraiere, n-are wall. M-a înjurat unul că n-are wall. Mai de mult. Când am făcut o vorbă, zicea, deci era tot unul ceva, deci nu zicea frate, n-are wall, n-are wall. Ia, hai să ne uităm. Doamne, cu aia, câți hackeri. N-am dat niciodată, n-am, până acum, în 4 episoade sau cât, ia. Doamne, bă, ce paletă. E paletă și cu hackeri. Ia. A, se duce băiatul pe... Am cu repezitorul, ia. Ce face băiatul aici? Coaie? L-ai văzut?
Ia uite-te acum, uite-te acum, uite-te acum. Mm. Ia uite, scoate pistolul, el știe că e low HP tipul ăla. Acum ia AWP-ul, ia. Cum ar fi mișto să-i dea pinul ăsta? O să-i dea. De ce ai văzut ce Free Fire cu aia? Uite, uite-te că mai ești 2-3 runde, uite-te. Să vezi cât de obvious joacă câteodată ea. Da, m-am văzut. Ia uite, am 20 VPS-uri cu aia. Glumeam, bă, n-am atâtea. Am 200. Ia. Hai mă, fă ceva. Fă ceva, jegos. Ia. Mam. Tipul ăla de la ei are lag și nu poate să le afiate în ce prostie. Aoleu, mamă, ce Free Fire-uri dă. Bă, mie nu merg setările alea. Adică merg în 1080p60 FPS, dar nu... Nu în CSGO. Adică nu am 144 de FPS-uri în CSGO, cum vreau eu. A, păi atunci... O să le fac 720p60 FPS. Și-ți merge așa? Ce? Așa-ți merge? Ei, acum testez. A, să vedem ce face. Bă, să vezi fază. Eu zic acum să o zic după ce. Ia, uite cum îl știe, după zic, după, zici după aia. Ia, ia. Ha, l-ai văzut? Băi, coaie ce jegos e băiatul ăsta, bă. Bă, uite, nici paletă, nici nu poate să le apă la. Măcar de-l știa, dă-i și tu, drecu, priei, bă. Paletă. Și are și ult. Doamne, coaie așa ceva. Nu vreau. Zici și tu așa ceva, Zedo. Se poate așa ceva, mă? Ia zi, Zedo, rugitorul. Ia. Baci un Dead by Daylight după aia? Nu prea am chef, sincer, să fiu. Bam! Shit! Uite, frate, bam. Nu știu de ce, dar nu se vede în 60 de FPS-uri. Se vede lăguită filmarea, chiar și cu 720p. Gen, nu-mi dă high encoding sau ceva. Și nici mie nu merge în lag jocul. Dar nu se vede în 60, de ce? Acum nici nu știu ce are. Nu știi, tu să-mi faci niște alte setări pentru mine. Mie mi se vede bine, frate, nu știu ce are la tine, serios. Dar tu cum ai căutat din setări? Le-ai făcut nu așa random? Nu, le-am făcut așa random, da. Și am văzut la cineva în comentarii, la Awake, mi se pare că zicea că are frame drop-uri pe la sau ceva de genul. Și eu zis cineva în comentarii, bă, frate, asta activează în Nvidia ăla, știi? Ia. E mai tare. Păi el pune, ia uite-l, el pune double scope, mă, când e ăla în fața peretelui, frate, ia. Bam, Free Fire, ce-ai făcut? Bine, nu a fost chiar Free Fire, că, na, reacțiile alea le are oricine, da? Zic și eu. Ia, ce mai face acum băiatul nostru? Ia uite-l, stai aici. Așa, l-a aflat și eu. Bam, îl știe pe băiat, el n-are treabă, el îl știe, mă. Bă, coaie, să-ți bagi check-uri cu AWP-ul ăsta. Așa că arată frumos. Ia uite-l. Gata. Ah, cred că știu de ce nu se vedea în 60 de FPS-uri. De ce? Bă. Dau pe fast forward, că nu mai are rost, că deja știu că are wall 100%. Gata. S-a terminat, băieții. Insuficient, suficient, insuficient, insuficient. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Ăsta o să-l și pun sub mid verbitic. Sper că v-a plăcut acest episod de Overwatch, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye bye!